special e cea mai friguroasă și cea mai ploioasă primăvară din viața mea. Nu sunt mare fan al ploii, mare fan al soarelui aici care tocmai a ieșit, ce coincidență, dar în orice caz viața se scurge înainte. Oh, alergare, soare, energie. Pachetul complet pentru o zi perfectă. Au fost câteva zile pline cu treabă, pline cu muncă pentru mine și urmează zile foarte intense în continuare și încerc tot să îmi fac timp să vă țin la curent aici pe YouTube și pe Instagram, așa că dați subscribe și follow. Un anunț mai de ultimă oră pe care l-am de făcut și care s-ar putea să fie util și pentru voi este faptul că am decis și mi s-a oferit ocazia de a mă implica într-un accelerator de startups. Voi fi ambasador al acceleratorului BCR Innovix. Știu din mesajele pe care le primesc că sunt foarte mulți oameni aici în comunitate cu spirit antreprenorial, oameni care vor să construiască lucruri mișto, fie studenți, fie oameni care deja au un job, sunt pe piața forței de muncă și vor să își înceapă propriul business, dar nu știu neapărat de unde și cum. Și sunt de părere că cel mai bine atunci când vrei să construiești ceva, când ai o idee care arde în tine și vrei să o scoți din tine în lumea de afară, este să te conjori cu oameni, să te pui într-un mediu propice dezvoltării ideii respective și un accelerator exact lucrul ăsta îl oferă. Îți oferă mentorat, îți oferă networking, îți oferă resurse educaționale, îți oferă suport pentru a atrage finanțare, pentru a-ți propulsa ideea de la concept până la ceva concret în lumea reală. Cuvântul cheie fiind rapiditate. Fast e cuvântul cheie. Nu vi se pare că sunt foarte mișto grafiturile astea pe pereții în București? Jmecherie. Sunt 10 burse, sunt 10 burse care vor fi acordate pentru 10 antreprenori în cadrul acceleratorului BCR Innovix și atenție, bursele astea nu necesită taxă de participare, nu necesită procent din viitoarea companie. Deci toate costurile programului vor fi acoperite în totalitate de BCR. Perioada de înscrieri este până la finalul lunii mai, așa că timpul presează. Am să vă las un link în descriere, un link care conține toate detaliile. Aveți acolo toate detaliile și în funcție de cum considerați, luați cea mai bună decizie pentru voi. Și cine știe, poate să ne vedem pe acolo. În altă ordine de idei, lăsându-mă pe mine la o parte, vreau să petrec o mai mare parte din timpul videoului ăsta să vorbesc despre ceea ce urmează duminică pe 26 mai, mai precis despre alegeri. Am văzut foarte multe campanii, foarte multe reclame, o grămadă de reclame în ultima vreme care îndeamnă lumea la vot, un lucru pe care îl susțin și sunt de acord cu asta, însă nu am văzut atât de multe materiale care explică neapărat ceea ce se votează și structura din Uniunea Europeană, ceea ce se petrece în urma votului ăsta, ceea ce alegem noi de fapt și care vor fi lucrurile care ne vor afecta pe noi mai apoi. E o anumită neclaritate în jur. Neclaritate pe care de altfel și eu am resimțit-o. Pentru că nu eram neapărat informat cu structura Uniunii Europene și ceea ce se întâmplă acolo și ceea ce votăm noi exact. Pentru că nu te naști cu chestiile astea, nu. Și trebuie să le iei de undeva. Sunt suficient de multe materiale pe internet, însă poate nu sunt foarte bine împachetate sau nu sunt așa bine expuse opiniei largi. Și prin video ăsta cam asta îmi doresc. Îmi doresc să prezint informațiile pe care eu le-am căutat. Le-am găsit în procesul meu de documentare pentru vot. Pentru că votul e important, dar votul informat e și mai important. Pentru că a merge la vot neinformat nu face bine deloc. Așadar, pe 26 mai sunt două lucruri importante care se întâmplă. 1. Alegerile europarlamentare. 2. Referendumul național. O să vorbesc rapid despre referendum și despre ce se întâmplă și ce presupune referendumul, iar apoi mergem spre alegerile europarlamentare. Prima parte, referendumul național. Referendumul e, după definiția lui, e o modalitate de consultare directă cu cetățenii unei țări pe marginea unei anumite teme de importanță națională. Asta e toată treaba referendumului. Eu cred că e un instrument destul de util și sănătos într-o democrație, pentru că, uite, vorbeam cu un prieten care e în Elveția și povestea că la ei acolo, la câteva săptămâni, are loc un referendum din ăsta în care se consultă populația pe o temă de importanță națională și mi se pare util pentru că în felul ăsta cumva ei țin populația în priză și țin societatea conectată la problemele pe care cu toții le întâmpinăm și e o chestie de responsabilitate foarte mișto. La noi nu se organizează așa des tipul ăsta de referendum, dar în orice caz, cel puțin în teorie, e un instrument util. Pe 26 mai vor fi două întrebări în cadrul referendumului. Va fi câte un buletin de vot separat pentru fiecare întrebare. Pentru fiecare întrebare se va răspunde cu da sau cu nu în funcție de cum consideră fiecare persoană.
Acum, ca să se valideze referendumul ăsta, trebuie să participe cel puțin 30% din oameni la vot și în același timp jumătate din oamenii care participă la vot, jumătate plus 1, trebuie să răspundă cu da la ambele întrebări. Dacă aceste două condiții sunt îndeplinite, atunci referendumul va fi considerat valid. Referendumul are un scop consultativ asupra populației și astfel poate fi mai apoi folosit în diverse dezbateri în structurile guvernamentale ale României. Și iată că ajungem la a doua parte, la alegerile europarlamentare. Fac o mare precizare aici, precizare mare. Video ăsta nu este plătit și nu este sponsorizat, susținut în niciun fel de vreun partid politic. Nu-mi doresc să influențez pe nimeni să meargă să voteze cu partidul X sau Y. Încerc să prezint lucrurile într-o manieră cât mai obiectivă posibilă, astfel încât fiecare să aleagă ce crede că e cel mai bine pentru el. Acum, alegerile europarlamentare se referă la să fac alegeri pentru Parlamentul European. Dacă să vorbim despre Parlamentul European, trebuie să vorbim puțin despre Uniunea Europeană și ce este Uniunea Europeană. Definiția de pe Wikipedia spune că Uniunea Europeană este o uniune politică și economică a 28 de state membre situate în principal în Europa. Astfel există un sistem standardizat de legi ce se aplică în toate statele membre și conferă, printre altele, următoarele avantaje. Libera circulație pentru persoane, gen când te duci în Germania și poți să intri doar cu buletinul acolo fără să ai nevoie de viză sau pașaport. Circulație liberă pentru bunuri și servicii. Tu, ca producător din România, poți să învinzi în orice țară din Uniunea Europeană fără să ai costuri vamale sau alte taxe impuse. Justiție fără frontiere și menținerea unui drum comun când vine vorba de comerț, agricultură, dezvoltare regională. Toată ideea asta de Uniunea Europeană a început undeva după al doilea război mondial, cel mai sângeros capitol din istoria omenirii, și se poate spune că până în prezent nu a existat un conflict pe teritoriul Uniunii Europene. Adică a fost pace, o pace destul de lungă. Ok, acum am înțeles care e treaba cu Uniunea Europeană, trebuie să vedem cum este organizată, care este organizarea acestei structuri uriașe. Și spuneam că există un sistem de legi care se aplică în fiecare stat membru și sistemul ăsta de legi trebuie în permanență modificat și îmbunătățit astfel încât să reglementeze, să se conecteze cât mai bine cu realitatea din jur. Există 4 componente principale în Uniunea Europeană, 4 organisme care îi decid soarta. Avem Consiliul European în care fiecare stat membru are câte un reprezentant, de regulă este președintele sau premierul. Consiliul ăsta european se ocupă de direcția politică a Uniunii Europene și navighează anumite conflicte care poate să apară. Avem apoi Consiliul Uniunii Europene, format din miniștrii statelor membre, apoi Comisia Europeană. Comisia Europeană este organismul care propune legile, propune, se gândește la idei, bă, uite, m-am gândit să fac legea asta, că ar fi bun. Iar a patra instituție este Parlamentul European, Parlamentul o să ne intereseze pe noi astăzi. Cum funcționează toată treaba asta? Comisia Europeană propune legile care sunt trimise mai apoi către Parlamentul European, unde sunt admise sau respinse prin votul majorității. Dacă toate sunt bune în Parlamentul European, dacă legea trece de Parlamentul European, apoi ajunge în Consiliul Uniunii Europene, unde se mai dezbate încă o dată, se mai votează încă o dată și dacă toate lucrurile sunt aliniate, atunci legea este adoptată și este băgată în sistemul acela de legi de care vorbeam. Așa funcționează Uniunea Europeană. Îmbrățișând valorile democrației, Uniunea Europeană are organismul ăsta numit Parlamentul European, în care cetățenii, noi cetățenii Uniunii Europene, putem să alegem oamenii care merg acolo. Deci aici e practic locul în care noi influențăm ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, pentru că noi alegem componența acestui Parlament European prin vot. Și tocmai de aceea mergem la vot pe 26 mai. Noi îi votăm pe ei să meargă acolo în Parlamentul European și ei votează mai departe legile propuse de Comisia Europeană. Și un exemplu foarte clar aici de lege pe care parlamentarii o votează este articolul 13. Cu toții am auzit de articolul 13. A fost propus la nivelul Uniunii Europene și urmează să treacă prin votul Parlamentului European. Și practic noi îi votăm pe oamenii care decid soarta asta la nivel european. Deci e o miză destul de mare la mijloc, dacă ne gândim. Parlamentul ăsta european este format din 751 de membri, fiecare țară trimite un număr proporțional cu populația ei. Noi, România, spre exemplu, trimite 33 de oameni. Și acum întrebarea care rămâne este cum alegem noi ca țară, cum alegem noi România 33 de oameni pe care să-i trimitem în Parlamentul European. Cum îi alegem? Alegerile se fac pe baza unui sistem ce se numește reprezentare proporțională. Sunt cuvinte mari, dar e destul de simplu. Practic, fiecare partid, fiecare alianță propune o listă de candidați. Și în funcție de câte voturi primește fiecare partid procentual vorbind, se alocă un număr de candidați din cei 33
partidului respectiv. Iar partidul va trimite primii candidați puși pe listă în ordinea în care aceștia sunt puși pe listă. Astfel că partidul ABCD va primi 33% din voturi, va trimite o treime din cei 33 de europarlamentari, adică 11 europarlamentari, primii 11 de pe listă, vor fi trimiși în Parlamentul European. Ceilalți vor rămâne acasă. Fiecare partid sau alianță a publicat deja listele cu europarlamentarii și listele astea sunt publice. Astfel tu, ca persoană cu drept de vot, poți să mergi să vezi oferta politică, poți să mergi să vezi listele de europarlamentari, să vezi care partid se aliniază mai bine cu principiile tale. Cam asta e în mare cu ceea ce se întâmplă duminică pe 26 mai. Sper că lucrurile sunt mai clare acum în cazul în care nu erau deja. Votul este extrem de important într-o democrație și aș pune aici accentul foarte mult pe votul informat. De asta consider că e foarte important să te documentezi puțin înainte de a merge la vot și arunca cu ștampila undeva acolo. Mă bucur că după 20 de ore de muncă a fost gata și videoul ăsta. Sper să fie ceva informație utilă. Eu o să merg la vot și o să-mi exercit acest drept. Consider că e o responsabilitate pe care o avem. Dar în același timp sunt sigur că sunt persoane care se uită la acest video și care nu vor să meargă la vot. Este alegerea lor, este o alegere pe care trebuie să o respect, însă mi-aș dori să creăm o dezbatere aici. Chiar sunt curios să văd care sunt argumentele din spatele acestei decizii. Îi mulțumesc și lui Valentin Adam că m-a ajutat să mă asigur că ce am spus aici a fost într-o direcție bună. Dacă aveți completări, dacă aveți mai ales chestii de corectat, dacă am greșit lucruri, vă rog să mi atrageți atenția în comentarii, pentru că nu vreau să ne jucăm aiurea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram unde postez zilnic și ne auzim data viitoare. Pa, pa!